Dacă ieri premierul Florin Cîțu ne dădea speranțe că la vară o să revenim la normalitate, ministrul sănătății spune că mai avem mult până când vom atinge o imunitate colectivă, deși campania de vaccinare pentru COVID-19 este în plină desfășurare. Medicul Valeriu Gheorghiță susține că marea relaxare va veni doar dacă românii vor merge să se vaccineze. În timp ce secțiile de terapie intensivă sunt pline până la refuz în toată țara, iar virusul SARS-CoV-2 suferă în continuare mutații, premierul Florin Cîțu părea optimist și anunța revenirea la normalitate de la 1 iunie. În schimb, ministrul sănătății Vlad Voiculescu spune că mai avem până vom atinge o imunitate colectivă. În momentul ăsta însă suntem încă departe de momentul în care vom atinge imunitatea colectivă, de care avem nevoie așa încât cu toții să fim protejați. Avem însă momente și motive destule în care putem fi optimiști. Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul militar Valeriu Gheorghiță, este de părere că am putea reveni la normalitate de la 1 iunie, așa cum a anunțat premierul Florin Cîțu, dacă oamenii se vor vaccina. Totul se reduce la dorința oamenilor de a se vaccina, la înțelegerea beneficiilor și a importanței vaccinării. Dacă ne vom prezenta cât mai mulți pentru vaccinare, dacă ne vom programa în vederea vaccinării, acest scenariu este unul cât se poate de realist. Guvernul vrea ca, în cel mai optimist scenariu, până la finalul lunii iulie să fie vaccinați 10 milioane de români.